Performanța anului în sportul buzoian. Juniorii 1 de la Clubul Sportiv Școlar Buzău au devenit ieri la Constanța vicecampion naționali. Elevii cuplului de antrenori Marian Boldișteanu, Georgiana Constantin s-au clasat pe locul 2 la turneul final al juniorilor 1, obținând astfel medaliile de argint. Voleibaliștii buzoieni au câștigat 4 din cele 5 meciuri disputate la sala sporturilor din Constanța. 3 la 1 cu CSS Fălticeni, 3 la 0 cu CSS Zalău și 3 la 0 cu Lapidej. Ieri în ultimul, dar și cel mai important meci, buzoieni au învins cu 3 la 2 pe CFR București, campioana ultimilor 3 ani. Singura înfrângere, 0 la 3, a fost înregistrată în meciul cu Tomis Constanța, câștigătoarea titlului de campioană. Adresăm și noi cu venitele felicitări jucătorilor și antrenorilor de la CSS Buzău singurul club buzoian de juniori cu performanțe în sportul de echipă.